Venom, Venom 2. Bine că mi-am luat tricou cu Batman pentru chestia asta Marvel Disney, dar... Foarte pe scurt, fără spoilere, și după aia o să intrăm un pic în spoilere, pentru că post-credit scene-ul la Venom 2 face tot filmul să merite să vă duceți să-l vedeți cât mai curând. Pentru post-credits, pentru scena de după ce se termină filmul oficial. Restul de film fără spoilere, mie mi-a plăcut mai mult decât primul. Primul a fost așa, gen totul trebuia să fie filmat noaptea, nu prea se înțelegea super bine, a fost o scenă de acțiune mai mare cu Venom și cu celălalt și nu prea se înțelegea mare lucru. Bine, a fost așa o scenă, da, vizual a arătat cât de cât ok pe la sfârșit, nu știu ce, dar scenariul slăbuț, Tom Hardy îl canaliza pe Joker și pe Riddler și pe Beetlejuice în același timp. Zici că am ajuns la filmele alea gen Batman Forever și nu știu ce, în care Tommy Lee Jones și Jim Carrey erau, Jim Carrey era Riddler și Tommy Lee Jones era Two-Face și amândoi se comportau exact la fel. Amândoi erau gen... Nu știu de ce au gândit chestia asta și pentru Venom prima dată, Tom Hardy trebuia să fie, nu știu ce, aude voci în cap și trebuie să facă... Mă rog, și mai multe chestii. Am deja recenzia pentru primul Venom. Al doilea mi s-a părut mai ok. Au lăsat-o mai moale cu nebunia, au lăsat-o mai moale cu umorul, sau cel puțin parcă a fost un pic mai bunicel umorul și chestii. Scenariul și dialogul tot sunt foarte slabe, știi? Și mă gândeam, cred că de vreo 3 ori am zis lua, dar gen, bă, cine dracu a scris dialogul ăsta? Știi, în câteva scene e gen, what the fuck? Și m-am uitat la cine a fost scenarist. Aparent scrie story by Tom Hardy. Tom Hardy story. Nu știu care e diferența între asta și scenariu, pentru că scenariu este făcut de aia care a făcut scenariu pentru 50 Shades of Grey. Și pentru primul Venom, știi? Și eram, a făcut și primul Venom, deci să înțelege de ce scenariul e mai slab, da, și dialogul și chestii, dar a fost mai, mie mi-a plăcut mai mult decât primul Venom, știi? Da, sunt niște chestii mai ridicole, dar măcar mai multă acțiune, adică e Carnage și cu Venom, apar destul de mult, apar mult mai mult. Chiar dacă e cam o singură luptă între ei doi, știi? Și filmul e super scurt, adică super scurt, buget mai mare, efecte mai bune, clar, s-a văzut, știi? Mi-a plăcut vizual, mi-a plăcut cum s-a simțea și mai ales prezența lui Carnage pe ecran, era destul de puternică, știi? Era amenințătoare, era o prezență puternică cu sunetele, cu efectele, cu, mă rog, cu toate combinate așa, destul de bine, adică a arătat destul de bine. Scenariul e cea mai mare problemă. Woody Harrelson ca și Carnage, mă rog, e... Ok, dar nu ai cine știe ce construcție, adică în afară de faptul că e Carnage șmecher, arată bine și e puternic, nu știu ce, nu ai construcție personaj pentru Woody Harrelson, nu ai relația așa prea extraordinară între Tom Hardy și Woody Harrelson sau între Tom Hardy și oricine. Între Tom Hardy și Venom iar e dubios, adică au făcut-o așa, gen, să înțelege de ce aia a scris 50 Shades, să vede un pic de 50 Shades în relația între Tom Hardy și Venom. E o scenă în care se despart ăștia, nu e spoiler, căcat, e așa, gen, zici că era comedie romantică, orice comedie romantică făcută vreodată, știi, la început se întâlnesc, sunt... Nu știu ce, sunt fericiți, după aia se ceartă, se despart 10 minute pe la jumătatea filmului, 3 sferturi din film și se reîntâlnesc și se re... cum se cheamă? Se împacă. Parcă sunt niște adolescenți. S-au concentrat prea mult pe relația între Tom Hardy și Venom din asta așa de zici că sunt îndrăgostiți adolescenți și încă o dată sunt într-o comedie romantică. Știi? 3 sferturi de film e asta și un sfert de film... E acțiune și ai niște carnage pe acolo, niște shriek aia care țipă, gen Black Canary, știi? Nu s-au folosit de potențial, știi? Adică, și au și încălcat niște reguli cu sunetul pe la un moment dat, adică Venom vorbește la microfon cu speakere imense în spate, știi, boxe imense și eram gen... Nu îl deranjează sunetul acum? Nu e foarte logic scenariul, sunt câteva chestii așa și sunt dubios, e semi-umor,
Nu știu, e mai puțin parodie, parcă, dar nu e nici grozav. Mă rog, ideea e că arată bine, știi, și scenele de acțiune nu sunt rele, Venom arată bine, dar potențialul e destul de irosit. Intrăm imediat în spoilere, doar să dau nota. Nota mea pentru Venom 2 este un plus 7 pentru ce a vrut să fie. Și nu prea mi-a plăcut... știi, cum se rezolvă lupta dintre ei, adică, încă o dată, tot scenariul e problema, știi, adică e un pic ridicol, e un pic așa, a fost dezamăgitor, gen, cum se luptă, cum se termină lupta, nu cum se luptă, propriu zis, aia a fost destul de mișto, încă o dată, cum arată, nu știu ce, regia, coreografia, la, dar modul în care se termină, știi, cum câștigă, cine, cum se rezolvă, A fost super stupid așa și dezamăgitor, gen, na, avem nevoie de... Adică n-a fost nimic, știi, gen, epic, mamă, super satisfăcător, extraordinar de distractiv, știi? Per total, ok ca și distracție. De-aia sunt pe undeva pe lângă 7, știi, per total, dar scenariul e sub 7. Păcat că au fost destul de scurte, a fost filmul scurt, au fost scurte luptele, a fost scurtă prezența lui Carnage, dar măcar am văzut... mai mult decât am văzut din Venom în primul film. Adică l-am văzut pe Carnage mult mai mult decât l-am văzut pe Venom în primul film. Mi-a plăcut mai mult de Venom în filmul ăsta, ce face, ce spune, cum vorbește, cum se comportă, umorul cât de cât, nu știu ce, dar tot mult prea mult pe umor. Adică Venom e gen, face stand-up în filmul ăsta, știi? Cam mult, cam prea amuzant Venom, adică mult, mult prea... amuzant adolescent, bro, hey bro. Woody Harrelson, care, adică mă rog, personajul, mă rog, care e așa foarte, nu știu, dubios, ciudat, nebun, dar ciudat, tot îi spune lui ăsta chestii lui Eddie Brock, știi, și sunt vreo 3 sau 4 scene în care îi spune tot felul de căcaturi, știi, și ăsta e gen... He's crazy. He's new shit. Adică, serios, alea au fost doar pentru gluma de a spune Venom după aia că what a nut job, ce nebun, ce... Știi să zic că... De-aia? Adică a fost așa foarte ciudat. Atenție, spoilere pentru cine a văzut Venom sau pentru, mă rog, cine vrea să se uite și nu-i pasă și nu vrea să-l vadă sau poate vă știți voi cine să faceți. Ideea e că scena de după distribuție trebuie să vorbim. N-am înțeles de ce îi arată pe ei, știi, pe Tom Hardy și pe Venom, îi arată, bine, pe Tom Hardy, de fapt, cu Venom în cap, mă rog, că sunt în nu știu ce țară de asta caldă și stau să uite la televizor și Venom spune că am 7 miliarde de ani de nu știu ce experiență și cunoștințe din 700.000 de galaxii, whatever, nu știu, mă rog, așa. Și nu ți-ar exploda creierul dacă ți-aș oferi o fracțiune din nu știu ce, știi? Și el e gen, da, mă rog, Tom Hardy, știi, ne? Și Eddie Brock, mă rog, știi? Și ăla zice, uite, o să-ți dau o gustărică sau așa, mă rog. Și se întâmplă, se vede așa, e un efect. Mi s-a părut că seamănă foarte mult cu ăla din Doctor Strange, asta a fost și ideea, gen cu ceva ce ar face Doctor Strange. Și se schimbă patul, se schimbă gen camera, nu știu ce, sunt în aceeași cameră, dar e schimbată, mă rog, așa un pic. Și la televizor este știrea lui Jonah Jameson cu Spider-Man, că Peter Parker Tom Holland, Peter Parker este Spider-Man. Și eram gen, nu pot să cred, îl bagă în sfârșit, știi, s-au deșteptat că Venom trebuie măcar să fie în același film cu Spider-Man, știi, gen, în sfârșit au realizat și au văzut probabil și profitul care ar putea să iasă din chestia asta. Am văzut la începutul filmului că scrie in association with Marvel, dar de două ori a scris în asociere cu Marvel, știi, la început de tot, și eram gen, bă, chiar ar putea să-l bage în MCU, să-l bage în universul cu Avengers și Și la sfârșit eram gen, nu, mulțumesc. Da, acum nu știu ce să zic, sunt prea mulți, o să fie, știi, gen, probabil din cauza lui Doctor Strange, știi, ce face Doctor Strange cu vraja aia, știi, și se tot suprapun universurile într-unul singur, sau mă rog, ia pe aia de acolo, ce, o să fie foarte mulți în No Way Home, adică o să fie și Doc Ock, o să fie și Goblin, acum și Venom, și Lizard, poate, și ceilalți Spider-Man,
Știi, adică, bine, aștia din, de la Marvel, MCU, Disney, mă rog, au făcut, da, adică Infinity War, Avengers, nu știu ce, sunt 100 de miliarde de personaje în Endgame, nu știu ce, ar putea să le gestioneze bine, dar trebuie să pună un pic de muncă și cap cu cap să facă chestia asta să fie mișto și să apară măcar un pic și să fie momente mișto pentru fiecare personaj. Ar putea să o facă, ar putea să o facă, dar sceptic până la Dumnezeu acum... În ultimul timp. Dar nu pot să nu fiu entuziasmat, știi că era Venom, știi, și n-am înțeles de ce îl linge pe televizor, știi, e Tom Holland, e Spider-Man, știi, gen fără mască și linge Venom așa ecranul pe cap și face that guy, știi, ok, am înțeles, a fost mai mult pentru audiență, dar ce treabă are el cu Spider-Man? Poate pentru că a zis ăla că e inamicul public numărul 1 și Venom acum mănâncă din nou răufăcători de ăștia mari și e gen, oh, o să-l mâncăm pe ăla că e inamicul public numărul 1, poate de-aia. Oricum, pentru chestia asta merită, știi, gen, să vezi filmul, merită, știi, gen, asta, pentru că e foarte tare, l-avem pe Venom cu Spider-Man, știi, e gen, e super bine și e tip, e bun, știi, Venom e bun, deci o să-l ajute pe Spider-Man până la urmă, dar o să fie și o bătaie între ei, sper, știi, și după aia o să fie aliați și poate apar și ceilalți Spider-Man. Da, cam mult, dar o să fie și multe personaje negative, deci ok. Ar putea să meargă, am încredere, nu, sigur va fi, nu știu, habar n-am, doar putem doar să sperăm, dar momentul ăla de la scena aia a fost mișto. Nu mai e nimic la sfârșit de tot, e doar prima scenă de după distribuție, e prima, e imediat, știi, după, la sfârșit de tot nu e nimic, am stat. A fost cam de căcat cum... Se luptă ei la sfârșit acolo și e gen, nu știu, Venom realizează că ăia nu sunt în simbioză perfectă, că se certau și nu știu ce, și ei sunt în simbioză și asta îl face pe Venom să se ridice de sub cărămizile alea, nu știu ce, și atât, pentru că după aia oricum îl bate la de să cacă pe el Carnage și realizează, deși știau de jumătate de an, știau că sunet și foc, știi, și erau gen, avem nevoie de foc sau sunet, știi, și... O împing pe aia în clopot și aia când cade țipă și asta îi face pe amândoi să se despartă și Carnage de ăla și Venom de ăsta și cad amândoi, dar Venom se agață de ăia doi și vine pe mâna lui aia și îl prinde pe Eddie Brock înainte să cadă și ăla nu, știi? Adică a fost super penibil așa, a fost gen ce dracu e asta? Super ridicol. Da, deci hai să vorbim și cu spoilere, dar puneți atenție spoilere, nu știu ce, o să facem și live cu mai multe filme, să vorbim cu spoilere mai așa mai mult și chestii, dar puteți vorbi și în comentarii, nu uitați să vă abonați și clopoțel pentru alte clipuri, pentru că urmează altele mari și chestii. Da, o să fac și la Squid Game, doar că îmi trebuie un pic de timp. Vizionare foarte plăcută în continuare, nu uitați să dați join dacă vreți. Pupa, da, pa, da, pa. Da, pa.